Bună dimineața! Să vedem cum s-au așezat astăzi stelele pe cer. Perbec, o zi în care poți culege roadele muncii tale. Cei din jurul tău sunt încântați de reușitele tale, ceea ce îți confirmă faptul că ești pe drumul cel bun. Taur, noi uși se deschid pentru tine, iar bucuria de a trăi este la cote foarte înalte. Totuși este nevoie să acționezi cu tact, deoarece ai tendința de a te pierde în multitudinea de idei. Gemeni, cum recunoști că ceea ce simți a fi real este cu adevărat real? Astăzi rugăciunea sau meditația nu ar trebui să lipsească din rutina ta. Nu căuta motive ascunse pentru ce ți se întâmplă. Rac, cel mai bine ar fi dacă ți-ai asculta propriile sfaturi. Pe de altă parte, ar fi bine să fii atent la consecințele deciziilor. Verifică orice informație primești. Leu, destul de complicată această zi, mai ales în ceea ce privește cariera. Este de preferat să rămâi un simplu observator al acelor lucruri care se întâmplă în jurul tău. Fecioară, este foarte bine dacă ai început să îți faci planul de viitor. Orice ai decide, nu uita că totul trebuie gândit și pregătit în detaliu. Balanță, o zi dedicată plăcerilor de orice fel. Evident, cum tot ceea ce este bun este imoral, ilegal sau îngrașă, va trebui să fii cumpătat în alegeri. Ai grijă ce decizie iei. Scorpion, atenția este cea mai mare, trebuie acordată relațiilor, în special de cuplu. Diferența între bucuria de a fi împreună cu persoana iubită și o separare cu scandal este diminuată. Elimină intențiile malițioase. Săgetător, probabil că dacă astăzi ai alege să te ocupi de tine, ai putea spune că ai petrecut o zi relaxantă. Și asta deoarece este momentul să te pui pe primul plan. O zi doar pentru tine. Capricorn, schimbă-ți programul, decide în favoarea ta, însă atât timp cât nu acționezi în așa fel încât să te situezi pe primul plan, nu te aștepta să o facă alții pentru tine. Fii spontan și bucură-te de viață. Vărsător, cât de mult ai de gând să plătești pentru propria siguranță? Cât ești de dispus să oferi pentru a afla ce anume îți dă putere? O zi în care poți afla toate acestea doar întorcându-te la tradiții. Pești, ceea ce poți face astăzi este să aduni toate datele și să clasifici informațiile. Pentru a fi pregătit pentru viitor, nu rata ofertele evidente. Ne revedem în partea a doua a emisiunii, să aveți o dimineață superbă!